Microsoft a anunțat oficial că renunță la Windows Mobile, Windows Phone. Drept urmare, un Surface Phone care să rivalizeze cu iPhone sau Pixel devine o iluzie. Joe Belfiore de la Microsoft a confirmat pe Twitter că nu vor mai fi dezvoltate versiuni noi ale Windows 10 Mobile și nici dispozitive hardware utilizând sistemul de operare mobil. După ce însuși Bill Gates a declarat că folosește de fapt un smartphone cu Android, practic acest anunț înseamnă că Microsoft recunoaște că Windows Phone a fost un eșec în marea bătălie cu iOS și Android. Microsoft ar putea însă să recupereze terenul pierdut aici pe un alt front, cel al realității augmentate sau virtuale. Microsoft are HoloLens, dacă ne aducem bine aminte, și este clar că începe o nouă eră aplicațiilor și jocurilor din această arie.